Mamma mia, și eu de un anișor de zile. Mama mi-a povestit că tata era în armată și eu m-am îmbolnăvit. Eram foarte bolnavă și au spus medici că eu însă mor. Și mama s-a dus și a dus de la Liucani, fotograf, în sat, la Coteala, să mă fotografiază și să-i trimite lui tata să mă vadă vie. Și a dat Dumnezeu că eu n-am murit. Istoria vieții doamnei Lidia Baraliuc, născută Perluțchi, este una demnă de romane. A cântat de mică, a câștigat nenumărate concursuri raionale și republicane, fiind mai târziu solistă în ansamblul de muzică populară Ciocârlia din Edineț, condusă pe atunci de tânărul Nicolae Botgros. Intrând la studii la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, i s-au deschis și mai multe perspective. A cântat în folclor, fiind înalt apreciată de Ion Dascăl, de Serghei Lunchevici, Marie Pieșu, dar s-a oprit în alt segment cultural, pentru a fi mai mult timp alături de feciorul său, Oleg. Timp de 28 de ani am fost în funcție de șef a secției cultură, sectorul Ciocana. Am avut foarte multe proiecte și ca moderator era întotdeauna Ștefan Culea. Mama sa, Elena Perluțchi, a reușit să le transmită fiicelor abilități pentru a fi mame grijulii și bune gospodine. Prima, ei am văzut-o la mama mea. Mama mea avea o ei foarte fină, foarte frumoasă și ea o îmbrăca întotdeauna la sărbători. Mi-amintesc cum duminica când era vara și era cald, ea să îmbrăca ei cu mânica scurtă, să meargă la biserică și avea o broboadă foarte finuță. Că așa era moda, că dacă era căsătorită în sat, nu mai aveai drept să ieși fără basma. Și ea ne povestea, uite, rochea asta e din așa material, de asta e din așa material. Și eu atât de mult m-am îndrăgostit de ei aceea, că de acum când eu am crescut, am început să învăț la școală, mama se străduia întotdeauna pe mine și pe sora mea mai mare decât mine cu 4 ani, să ne învețe a broda, a coase, a toarce, fiindcă astea erau cele mai necesare ocupații pentru o gospodină. Simbolul ocrotitor din ia mamei este crinul, floarea Maicii Domnului, acel ornament a rămas în sufletul Lidiei Baraliuc ca o rugăciune brodată în costumul popular. Târziu a reprodus ornamentul de pe ia mamei și a brodat cu mâinile proprii o ie pentru scenă. Acum, când ce-a mai comandat vreo două costume cu același ornament, prima, cea de autor, a dăruit-o unei prietene, încurajând-o să interpreteze și cântece populare. Are o energie pozitivă, o energie aparte, cred că care vine din partea doamnei Lidia Baraliuc. Eu față de familia Baraliuc am o atitudine specială, fiindcă mi-au întors într-un fel viața așa în altă direcție, fiind legată numai cu medicina. Făcând o prietenie de mulți ani cu doamna Lidia Baraliuc, apoi cu domnul Oleg Baraliuc, am încercat să fac și lucruri în artă, în arta interpretării.
Doamna Lidia Baraliuc e o mare păstrătoare de tradiții. A spus la mama, am găsit-o și-am luat și-am spalat-o și-am sânit-o, chiar s-o pun undeva, că de așa câteodată stă cu întinsă aici în pat. Și mă zic, Doamne, aici mâinile nu am o lucrat. Păstrez brobozele lui mama, am broboadă albă de șele cu stățeamă și neagră. La Ciocana nu a mai nins în iarna asta. Privește de la etaj în fiecare zi și amintirile o poartă pe aripi de dor la Coteala, Briceni, baștina cu oameni dragi, casă părintească, soră, rude și prieteni. Fondarea Dragobetelor cu laureația concursului Debut la orice vârstă este o plăcere, dar și o mare responsabilitate. Acum se pregătesc pentru un turneu peste hotare. În acest studio ne întrunim de 3 ori pe săptămână cu membrii formației etnofolclorice Dragobete. Aici ne ia două casă. Ne străduim ca să îi educăm în duhul acesta folcloric, să rămână o urmă după noi și să continue. Poate chiar această formație să fie în continuare și să se dezvolte. De ce Dragobete ați numit? Avem un concurs muzical folcloric televizat cu genericul Debut la orice vârstă. Și atunci, debutanții care au participat, a ieșit cineva cu idee și spune, hai să facem o formație folclorică. A fost fondat acest ansamblu de Ziua Dragobetelor. Asta a fost în 2005. Drumul lung pe el mă duc, hai! Capătul nu mai ajung, capătul nu mai ajung, de-aș ajunge capătul, de-aș ajunge capătul, da, hai, 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 hai! Sărbătoarea Dragobetelor este puternic înrădăcinată în cultura noastră. Încă de pe timpul dacilor, Dragobete s-a transformat într-un protector al tinerilor și patron al iubirii. Primăvara seraca, da, hai, 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 hai. Căutăm lucrări interesante autohtonice, fiecare are acest angajament ca să aducă o lucrare. Iată, doamna Ludmila Pomăjac, care este medic de profesie, și eu nu știu cum să-i spun, că ea jumătate, la jumătate, jumătate de la nord, jumătate de la sud. De la sud e după tăticu și la nord, de la Iedineță, e după mămica. Și i-am dat așa un sărcinare să ne aducă cântece populare găgăuze și ne-a adus. Oglan, oglan, negăzeal sânțean, oglan, oglan, negăzeal sânțean, geler benim yanıma, negăzeal oglan, negăzeal oglan, yalabık çoban. Un cântec despre un cioban tânăr frumos,
un băiat care paște oile, dar o fată s-a îndrăgostit, l-a invitat la o întâlnire și l-așteaptă să ducă să pască oile împreună, dar cu părere de rău, el fiind, cred că alintat că este tare frumos, până ce nu răspuns la invitație. Fiecare membru a venit cu piese originale, tezaur adunat la baștină. Majoritatea lucrărilor care sunt la noi în program sunt de acolo, de la nord. Deci așa, o lucrare ca la un stâlp de piatră, am cules-o chiar de la mama mea, Dumnezeu să o ierte, chiar nu mai este de cum. Un stâlp de piatră este o judecată, la 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 este o judecată de un băiat și o fată, la 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 de un băiat și o fată s-au iubit odată, la 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 la. Lai, 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 lai. Iubește, iubește, dar nu da nădejde. Lai, 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 lai. Să nu dai guriță la orice ființă. Lai, 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 lai. Să dai numai mie, ca-i să-mi fii soție. Lai, 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 lai. Ca-i să-mi fii soție până la vecie. Cânta doamna Elena Perluțchi această piesă? Cum? Îl cânta în tinerețe, când eram noi micuți. Eu, tot așa, îmi pare că de când mă țin minte, cânt. Mama când mă pierdea undeva, dispăream din... Mama mă găsea pe cântat. Ieșea în practic să ascult din care parte. Și eu eram ori sub un copac, ori puteam să fiu și prin cartofi undeva. Eu cântam. Dar ea foarte frumos cânta, dar era la țară, știți, de multe ori mă lua la câmp, făcea un cor, femeile care lucrau acolo la pe normele cele în colhoz. Căulit, așa, ca da, în Bucovină. Da, și am foarte multe lucrări, mi le aduc aminte și mă strădui. Sora mea, care nu cântă, care a fost, noi suntem foarte diferite una de alta, deci în caracter, în tot. Și eu am rămas trăsnită când ea... Am mers, am stat la ea și îmi spune, măi, uite, eu am așa despre mărinari, despre niște lucrări, Violeta, de unde ai scos tu lucrările astea și cum, că nimeni nu te-a auzit cântând. Și le-am scris pe toate, știți? Dar ne rămâne, de acum să avem timp, să facem o program așa mai deosebită, anume cu cânticile de la nord. De la mătușa Mariana din Coteala i-a rămas o variantă mai puțin cunoscută a cântecului Basarabia. Păsărică cenușie, spune-i mamei ca să vie. Of, of, mama mea, vai sărmana Basarabia. În noul album sunt și câteva piese preluate de la mari artiști, dar care o reprezintă și pe dumneei ca artistă, ori timbrul vocii îi permite să interpreteze aceste piese atât încât să placă oamenilor. Paie verdea bobului, foaie verdea bobului,
Lungă-i drumul gorjului, dai mai lunga dorului. De la gorj te duci și vii, dorul n-are căpătâi. Mărioară de la gorj, mărioară de la gorj, ia la nei ca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Ia la nei ca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Printre pierlele autentice culese din popor sunt și cântece din perioada războiului. Când am desfășurat proiectul meu Debut la orice vârstă, deci au fost invitați debutanți, invitați doritori, iată și pădurăreasa de la Vadul lui Vodă, o dus tare frumoasă lucrare tot. Și a fost, deci, scopul și a fost un regulament obligatoriu să vină cu trei lucrări, nu preluate de la Zinaida Julia, de la Cutare, de la Cutare. Să-mi aduceți lucrări autohtone în prima audiție. Și niciodată nu m-am gândit că la Colonița este așa un izvor folcloric. O profesoară de limbă și literatură, ea era de cum la peste 70 de ani, și-au cântat niște lucrări, eu am rămas frapată în prima audiție și toate au fost frumoase. O doină, dar nu știu de ce mi-a intrat în cap Trenule, mașină neagră. Și când a venit debutanta, s-a urcat în scenă, dar moderator la noi era Dumnezeu să-l ierte, Ștefan Culea. La toate concursurile, noi am avut 10 ani acest concurs, l-am desfășurat. Și ea când a ieșit debutanta de la Coloniță, și el întreabă, de ce ai scâns de el? Da, e Trenule, mașină neagră. Da, el, știu că, da, poate Trenule, mașină mică. Da-i faci, nu, Trenule, mașină neagră. El mai zice, dar poate verde, da-i faci, nu, neagră și gata. Și când am auzit lucrarea asta, și iată, am hotărât, am luat așa o decizie și ficiorul meu tare i-a plăcut și a zis, mamica, numai decât îl includem în album. Trenule, mașină neagră, Trenule, mașină neagră, toată lumea te blesteamă, toată lumea te blesteamă, și te-o-i blestemaș eu, și te-o-i blestemaș eu. Mi-ai luat fratele meu, mi-ai luat fratele meu, ai luat vagoane-nalte, ai luat vagoane-nalte, înapoi aduci deșarte, înapoi aduci deșarte. Înapoi aduci pe nimeni, ai luat flăcăi voinici, ai luat flăcăi voinici.
înapoi aduci calici, înapoi aduci calici. Nu ne mai dorim război, că nu mai avem fecior. Pace în țară și copii cu tați și mame, ne dorim pace în țară și copii cu tați și mame. Rând pe rând îi cunoaștem pe toți membrii formației Dragobete, inclusiv și pe cei mai tineri. Mă numesc Daniela, am venit cu bunica. Veniți cu bunica sau nu doar? Mai rar. Mă cheamă Alexandra și eu am venit cu bunica. Cântam Inimioară, Colinde, multe. Mergeți și la concerte? Da, da. Dar cum este doamna Lidia? Strictă? Vă impune ceva? Nu. Dar cum? E bună și... Și răbdătoare. Da. Da, și înțeleaptă. Aveți ce învăța. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Alexandra este nepoțica mea, este multilateral dezvoltată, este o bună, bună dansatoare. Ea a participat de acum la diferite festivale internaționale, a venit de acolo cu medalii, cu locul 1, cu locul 2, se ocupă la pian, ea studiază engleza. Câteodată chiar îmi pare rău că cam prea mult studiază și cam obosită, știți? Ea și toată n-are săptămână... deloc timp de joacă. Nu are timp de joacă, da. Are auz muzical. Când era chiar micuță, la 2 anișori, eu am început să lucrez cu ea cu... Nu vă chipuiți cât de curățel cântaie și ce cânte, ce frumoase, pe care eu o învățam așa mai ușorele, cu strigături. Mămica e dansătoare, e dansătoare în formația Fluieraș. O luat-o la dansuri și fata dansează și mai rar de acum se ocupă cu muzica, dar tăticul are grijă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, iată, această formație, aceste repetiții, această comunicare? Mi-e drag pe sufletul meu, cântecul meu. Cântecul, eu socot că este o punte de legătură între oameni. Ea te încarcă de pozitiv. Și asta foarte mult înseamnă. Până când m-am căsătorit, eu am dansat, nu am cântat. Dar în suflet întotdeauna a fost folclorul, a fost cântecul. E colectivul, îmi place, repertoriul este folcloric, ce îmi place și mie și cu ceea ce mă ocup eu toată viața și eu. Alt membru al formației etnofolclorice este domnul Andrei Vintilă, care este și solist. Ați auzit drumul că e lung, dar eu mă duc. Da, da. I-am ales eu lucrarea asta și am venit și am spus, Andrei, foarte ai să-l cânti și uite că-l cântă bine. Și... Deci este profesor la liceul Genta Latina. Folclorică. Are formații folclorice. Cum se numește? Cicoare. Ansamblul de copii, clasa 2, 3, 4, sunt membri ansamblu Cicoare. Vin aici cu mare plăcere. Doamne, mă susțin în toate, mă încurajează. Ați adus aici și prosoape și fețe de masă? Ați spus că sunt confecționate de dumneavoastră? Când ați reușit? Au trecut de acum câțiva ani. Mama mea avea o soră. Ea locuia în România, în Brașov. Și a venit în ospiție și a adus așa ca o batistă, știți, micuță. Și era
făcut ornamentul, este micuț. Și iată eu de pe bătistuța și am făcut față de masă. Corboțică numai decât am să-i fac. Iar rămânea lui Alexandra. Astăzi seara e seara mea, n-am s-o dau la nimeni, am s-o când să chefuiesc, că mă trec și mă opresc. Geaba ai case palate, că mor și le lași pe toate, că mor și le lași pe toate. Lume multă, lume bună s-a adunat într-un local cu ocazia aniversării și lansării noului album Lidia Baraliuc, istoria unei vieți, surpriză din partea feciorului. Consider că acest disc este cel mai puțin ce s-a putut de făcut pentru o mamă, pentru o interpretă care și-a oprit activitatea artistică pentru a veni la Chișinău de la Edenit și a avea grijă ca feciorul Oleg să nu cânte așa mult la lunți și în restaurante și să mai meargă pe la studii, că într-adevăr era sunată de director și spunea foarte bine, foarte bun muzician, foarte bine, dar nu, vine poate, mai adorme la lecții câteodată că vine de la nuntă, de la... Și mama a hotărât că dacă rămâne ea să cânte, să-și facă cariera de artist, în momentul că de undeva merge un... De undeva se pierd, asta e legea vieții. Dacă aici se umple, aici dispare. Sunt niște piese inedite care n-au mai fost cântate de nimeni și asta este bun, cei care cântă piesele mele compuse de mine, necântate de altcineva, deci sunt toate făcute pentru mama mea. Dar aceste piese populare, cântate de bunica, cine știe, poate bunica le-a compus singură, poate le-a fredonat, poate... dar ele tot sunt necântate și sunt noi compozitori și noi ne alimentăm din asta. Dragul mi-i portu și vorba că sunt fată din Moldova. Am crescut la nordul ei cu părinți și cu bunei. Din satul de Baștina au venit primarul și directorul Căminului Cultural. Pe lângă titlul de cetățean de onoare al satului pe care îl deține de câțiva ani, Lidia Baraliuc a fost onorată cu un nou titlu, Mândria satului Coteala. Fete și flăcăi strig odată, hei, și se încinge hora mare. Pentru doamna Lidia Baraliuc, noi am pregătit titlul onorific, Mândria satului. Se conferă doamnei Lidia Baraliuc pentru înaltă maestrie artistică, succese și merite considerabile la promovarea imaginii și valorii culturale a satului Coteala, titlul onorific Mândria satului. Ne-a dus faima satului nu numai cât în raionul Briceni, atât și în Republica Moldova, în municipiul Chișinău și după hotarele țării. Ne mândrim, o salutăm, îi dorim mult sănătate, mulți ani. Doamna Lidia Baraliuc pentru mine este cunoscută de o parte de foarte puțin timp personal. Practic de când am preluat conducerea domeniului cultural al satului. Pe de altă parte o cunosc de mic copil, așa cum o cunoaște toată comunitatea satului Coteala. Și ne-a dus faima și ne-a promovat ca neam, ca țară, ca tot ceea ce ne caracterizează identitatea noastră. De la sărătenii vechi telenești a venit meșterul popular Iulia Coșneanu, cea care a confecționat vestimentația pentru dragobete, ei stilizate și colțuri cu dantelă croșetată. Pentru așa, doamnă, venim și de la Briceni și de la Moscova, dacă trebuie, că este o doamnă deosebită și conduce o formație foarte frumoasă, dragobetele. Sunt mândră că ele poartă lucrul meu și sunt bucuroasă. Și le doresc mult sănătate, mulți ani. Pâinea este foarte frumoasă, cu aromă de pâine coaptă și ați pus într-un prosop confecționat de dumneavoastră, da? Da, da, da. Special am confecționat pentru doamna Lidia. Este o
femeie talentată, este mama soțului meu și o mulțumesc pentru că a născut așa personalitate, bărbat adevărat, soț iubitor, tata grijuliu. Da. Ai, când se nasc, nu se nasc personalități, apoi se formează. Păi, da, sigur. În primul rând aș vrea să ne mulțumesc bunicii pentru că i-a dat tot ce mi-e bun tatălui. L-a educat bine, cât în muzică, atât și în viața de zi cu zi. Și mersi că mi-a transmis aceste lucruri și mie. De când Oleg s-a căsătorit, am zis, eu cum am și o fată. Și a apărut și Sanduță. Și am zis, da, uite, încă și a două fată, așa că eu cum sunt bogată. Doi băieți și două fete. Voi trăi pentru toți patru. Îi iubesc, fără ei n-aș exista. Eu am făcut tot posibil ca mama să-și audă aplauzele, ca mama să-și audă, să-și vadă spectatorul și să bucure de cei ce nu au avut posibilitatea să bucure doar din simplu motiv că și-a sacrificat timpul ei personal și cariera sa pentru mine. Inima nu te lăsa, că-i frumoasă dragostea, n-albește părul, n-albește, inimioara mea iubește, timpul trece, treaba lui, eu n-am pus dragostea în cui.